Abrupt, de la un registru la altul, mi se pare că suntem în același registru, și ar, titlul este Superbitate. E superbitate, zice Canal de Pungro. Ce studii are de fapt Adelina Pestrițu? Corect, toată viața m-am întrebat, dar acum iată avem ocazia să aflăm. Și ce meserie avea înainte să devină cunoscută? Dumnezeu i-a zis cunoscută, adică nu i zis celebră. Adelina Pestrițu, și acum atenție că de aici văzut. Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmărite vedete pe Instagram. Puțină lume știe însă ce studi are aceasta. Oare de ce? Da, chiar, dar de ce nu se știe ce? Hai că acum aflăm. Și cu ce se ocupa înainte să devină celebră? Postările Adelinei Pestițu sunt extrem de apreciate de fani, normal, și nu numai, și nu numai, cum și nu numai, stați puțin, că nu, nici eu parcă că, că n-am terminat școala de... Cum? Postările Adelinei Pestițu sunt extrem de apreciate de fani și nu numai. Aha, dar de cine mai sunt apreciate? Vedeta reușește să strângă o grămadă de bani din promovarea diferitelor produse pe contul ei de Instagram. La 34 de ani, Adelina Pestrițu se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Este căsătorită cu un om de afaceri, Doamne ajută! Așa, bun. Vedeta primește peste 2000 de euro pentru o singură postare în care promovează anumite produse pe conturile ei de pe rețelele de socializare. de mi se pare, adică, hei! E foarte tare. Suntem în țara unde doamna Delina Pestițu face 2000 de euro conform acestui articol, pe care n-am cum să-l pun la îndoială, dintr-o simplă postare pe Instagram. Deci, foarte iată, chiar dacă acum este mândră de ceea ce a realizat, în trecut, Alina Pestițu a avut ceva probleme, în special cu școala, recunosc că n-aș fi bănuit așa ceva. A terminat Colegiul Național din Nicu Golescu, din Câmpul Lung cer secția... Ce secție? Filologie. Bun, bun, dar a picat bacaloratul cu nota 3,6 chiar la limba și literatura română. Deci dânsa de era la colegiul de filologie și a picat bacul fix la, din cauza uh, literaturii. O să vedeți. Zice, citez acum din uh, afirmațiile reputatei uh, Adelina Pestrițu, zice, am luat nota 10 la proba orală și dar l-a scris aici, la oral a fost bine, clar, de 10, cu scrisul, la scris zice, am luat numai 3,6. Nu se pune problema că nu am învățat. S-a întâmplat însă că în acest an am confundat subiectele. Și în loc să scriu despre eu, n-am scris despre moromeții. N-ai cum mai tare de atât. Deci cum? <laughs> cum? <laughs> sper, că, sper că la postările alea de pe Instagram, la care ia 2000 de euro per Bucată de postare, sper că nu confundă produsele între ei. Adică, Zic, nu știu, zic și eu. Cum a confundat Ion cu moromeții? Deci a scris, a scris despre moromeții în loc de Ion. Nu există mai tare de atât. Genial. Este foarte bun. Zice, da, am umplut patru pagini despre un subiect greșit. În acel an, trei sferturi din țară, picat la română. Da? De, de ce toți au confundat? E greu, adevărul că. Hmm? Dar ă, care ar fi totuși numitorul comun? Sau ce nume ar putea genera o astfel de confuzie? Cum l-ai putea încurca pe Ion, mă refer la roman, nu doar la personaj, cu moromeții? Bun, că era vorba de țărani, nu? Asta e. Adică, bă, tot niște țărani, cum ar veni, <laughs> tot niște țărani. Tot cât de diferit să fie și țăranii ăștia. Adică, bă, tot despre niște țărani am scris, cări trebuie foarte tare, absolut Dumnezeu nu nu există mai tare de atât, zice între timp, între timp Adelina Pestuțiu a terminat facultatea de management, ceea ce se și vede că manageriază extraordinar propriul cont de Instagram cu rezultate financiare deosebite așa și stați doar o secundă să văd deci dânsa înainte de, zice, că totuși ne promiteau din titlu cei de la Canal de, că ne spun și ce, a, uite, ce, cu ce se ocupa înainte de a deveni celebră. Ia chiar cu ce se ocupa, ia să vedem. Zice... Înainte de a deveni cunoscută în România, Adelina Pestrițu a lucrat ca dansatoare în Ibița. Bine că n-a confundat, știi, Ibița, eu știu, cu Miconos, Ajungea în altă parte. După ce a început o relație cu Liviu Vârciu, cu care s-a și căsătorit, a devenit celebră și în țara noastră. Doamne ajută! A, asta e tot? Da. Nu stați că asta mă plictisește. Treaba asta mai departe. Nu. Bun. Deci asta mi s-a părut foarte tare. Deci a picat bacul la oral, a luat 10. Da? Bun. Foarte bine. Și l-a scris, s-a încurcat. Țineți minte aia cu... Parcă Florin Piersic era sketch ăla în care zice, eu știu castravetele, știi? Și dă duse pruna. Pr pruna ca pruna, dar e bună, dar nu e precum castravetele. Castravetele. E foarte bun. Absolut fan. Da, da, da. Uh, bun. Să trecem mai departe. Băi, câte